Măreață se înalță spre cer clădirea studioului de filme Alexandru Sahia. E dimineață. Soarele a răsărit, revărsându-și razele luminoase pe ogoarele țăranilor muncitori. Păsărelele ciripesc în crânguri, păduri și colivii. Iată și prima rândunica studioului. Apoi alta. Și nu trec nici 4 ore de când și-a deschis pleoapa astrul zilei, ca să zicem așa, că holul studioului a și început să clocotească de viață și activitate. Ce frumos! Dar ce tulbură are armonia unei activități atât de intense? Nu vă temeți, populația se va reîntoarce. Să pătrundem dincolo de una din ușile cu firul. Spectacol tragic, evocându-l pe miticul Prometeu lănțuit, cu al cărui ficat se amuza un vultur. Nobilul vultur s-a multiplicat și Prometeu Olieru în întregime, cu toată anatomia, în puterea nemiloșilor săi chinuitori. Coșmar! Dar coșmarul se poate transforma într-un dulce vis. Și directorul adjunct visează să-l urmăm în țara delicioaselor închipuiri. Telefonul a devenit simbolul tăcerii înțelepte. Dar ce e asta? Teroarea revine? Nu-i nimic. În vis, soluția e simplă. Reflectoare? Pleacă. Mașini? Arhifleacă. Un semn și infanteria studioului s-a rânduit gata de atac. Ei, vise,